Sunt Mihnea Raducu și în momentul de față mă ocup exclusiv de un magazin online de cărți poștale. Poate suna ciudat, e o nișă destul de ciudată, să-i spunem așa, în România, dar am găsit această nișă ca urmare a unui ciclu de factori. Am lucrat 7 ani de zile într-o companie de FMCG în vânzări și în marketing, după care 13 ani în piața pharma, în marketing. Am fost brand manager și product manager. În timp, în 2012 undeva, m-am lăsat de fumat și mi-a venit ideea să mă apuc de ceva. Trebuia suma vicilor să rămână constantă. Am zis să mă apuc de colecționat timbre. Am observat că timbrele sunt scumpe și am zis ok, e un pic cam mult pentru mine, însă intrasem în lumea aceasta a colecționarilor, hai să încerc să colecționez cărți poștale. Toată lumea a întrebat ce cauți, ce tematică vrei să colecționezi. M-am gândit eu că e frumos să colecționez hărți și steaguri. Am observat cu stupoare că nu există niciun steag al României. Nu puteam să trimit ceea ce vroiam. Deci colecționarii căutau steagul României pentru că eu vroiam steagul Germaniei, steagul Finlandei și așa mai departe. Pot, în cel mai rău caz, să-mi printez eu steagul meu. Am început un steag simplu, dar nu era ok și după aceea am dezvoltat puțin ideea și am ajuns să fac genul ăsta de steag și pentru România, dar și pentru Germania și pentru multe alte țări. Am avut ideea să vând cărți poștale pe site și am zis piața de cărți poștale. S-ul ăsta s-ar putea să nu sune bine în engleză, dar traducerea din românește piața de cărți poștale, Postcardsmarket, sunt două cuvinte practic și așa a ieșit postcardsmarket.com, asta este prima carte poștală pe care am tipărit-o, după care au urmat steagurile și datorită acestor steaguri și mai ales poziționării cu stemă, câteva informații, harta și poziționarea hărții pe harta lumii, plus steagul și câteva informații despre țara respectivă, chestia asta a prins fantastic la colecționari. Și pentru asta, în momentul de față, când spui în Europa sau chiar și în lume, Mihnea Raducu, spui FOTV Series, adică Flags of the World, ei au dat, colecționarii mi-au dat numele, eu n-am știut că se numește FOTV, era FW, Flags of the World, dar colecționarii au spus FOTV. După FOTV, pasul imediat următor a fost MOTV, respectiv Maps of the World, o gândire gen Wikipedia, cu informații, cu harta și câteva elemente grafice despre țara respectivă, pentru că iarăși îmi plăceau hărțile și nu aveam hartă. Și toată situația este pasiunea îmbinată cu hobby și îmbinată cu business. Totul s-a născut ca o necesitate plecată din hobby și după aceea a trecut la nivelul următor în business. Am luat decizia să părăsesc viața de corporatist, să fiu eu propriul meu șef, nu e ușor. Ai foarte multe momente după ce ești obișnuit să ai mașină de companie și card de serviciu și toate celelalte. Tu să fii cel care îți plătești salariul, îți plătești taxele, îți faci asigurare, toate cele. Nu e ușor, dar este fascinant. Dacă nu-ți place ceea ce faci, mâine te poți apuca de altceva, de croșetat, de gherghef. Trebuie să pui suflet în ceea ce faci. Altfel, te vei opri la un moment dat. Eu deja business-ul am început din 2016. În permanență dezvolt. Dacă la început am avut 30 de țări, Germania, Finlanda, Statele Unite, cele mai comune, cu steaguri și aveam undeva, cred că 10.000 cărți poștale pe stoc. Întâi de față, cred că am undeva la 100.000 cărți poștale pe stoc. Sunt produse aici în România. Sunt foarte apreciate în Europa. Din România am 3 clienți. Dar în afara României, în Europa mai ales, pensionarii din Germania, din Finlanda și din alte țări mai dezvoltate decât noi, înțeleg cât de important este să scrii de mână. Arăt niște exemple. Apropo de țări, asta este carte poștală primită din Turkmenistan. Poți să-ți cumperi cărți poștale care să fie trimise de acolo, din țara respectivă, și tu să le primești să aibă timbru din țara respectivă, cu dată și orașul de unde a fost trimis. Sunt multe țări care nu mai au poștă, cum ar fi Yemen, cum ar fi Somalia. La fel de bine există timbre foarte vechi care sunt folosite de când exista sistemul poștal. Oamenii le trimit prin DHL. Fac rost de o ștampilă de la birou filatelic, dau 50 de euro pentru o carte poștală trimisă din Somaliland sau din Yemen ca să aibă în colecție. Este wow, one of a kind. Ce e frumos la chestia asta, pe lângă faptul că am business, ok, vând cărți poștale online, sună foarte ciudat, dar mă și duc și călătoresc și mă întâlnesc cu oamenii. Dacă ai orice fel de pasiune, îți place, nu știu, aeromodelism, îți place robotică, îți place orice, mergi pe direcția ta. Vei întâmpina foarte multe probleme, ți se va părea de multe ori că e greu,
dar pas cu pas și stâncă cu stâncă reușești să urci tot muntele. Altfel, trebuie să cauți altceva. În munca de dinainte, de corporatist, am avut de-a face cu P&L-uri, am avut de-a face cu business plan-uri, am avut de-a face cu marketing plan pe care trebuia să-l prezint șefului pentru aprobare pentru anul următor și am avut buget de marketing de 500.000 de euro. Un buget destul de mare și de important de marketing. În momentul de față, bugetul meu de marketing e undeva pe la 3-4.000 de euro. Trebuie să ai educația banului, să-i spunem așa, adică să știi sigur că nimic nu ți se cuvine. Tu acum faci niște pachete, le pui la poștă și le trimiți în lume și gata, vin banii oricum. Nu e chiar așa. Reclama mea a fost din gură în gură. Și asta este wow, este cea mai... Nu ai cum să plătești așa ceva. Trebuie să ai o educație câtuși de cât financiară. Trebuie să citești în permanență, să cauți, să fii curios. Dacă nu ești curios, în cazul ăla... Există varianta să nu fii curios și să ai succes, dar trebuie să ai undeva un puț de petrol sub casă ca să vină țeava și să vină bănuțul. Dar nu, trebuie să fii curios și trebuie să te informezi în permanență. Tot ceea ce se vede în jurul meu nu este creat într-o zi. Dacă mai pune acum să-l fac, m-aș speria de cât timp este necesar pentru totul. Dar astea sunt făcute în timp. Prima dată am plecat cu steagurile. La un an jumate distanță au venit hărțile. După aceea am făcut pentru a... suplini nevoia de hărți, este ceva fantastic cu hărțile astea. Am făcut o carte poștală premium cu lăcuire selectivă, care de fapt și de drept este, înglobează și steagul. Oamenii au cerut, oamenilor le-a plăcut. Am băgat un element de modernitate, respectiv un QR code, care dacă îl scanezi îți intră imnul țării respective. Nu există cineva să spună, băi, trebuie să faci aia. Văzând și făcând. Și trebuie să fie acolo. Dacă mă întrebi acum ce buget am băgat, am plecat de la zero, pot să spun, și s-a autofinanțat. Mă ocup exclusiv de business din 2018. Din 2016 până în 2018 a fost business de weekend. Și da, eu zic că am reușit să dezvolt și în continuare mai am foarte multe idei pe țeavă. Astea sunt costume populare care vor ajunge cândva pe o carte poștală. O altă tematică foarte căutată la nivel de colecționare și nu există. Am parteneriat, așa cum spuneam, cu desenatorul din Elveția, am parteneriat cu fotograful din China, mai am o discuție cu un fotograf din Austria, să încep o colaborare. Costumele naționale sunt făcute cu un pictor de biserici. Există o plajă nebănuită, însă a trebuit să limitez un pic, că deja mă sufocau. Dacă le puneam pe toate, da, e ușor să adaugi, dar e greu după aceea că trebuie să le și vinzi între timp, să le faci joc. Asta e o altă chestie. În momentul în care există cerere, trebuie să satisfaci acea cerere. Există două tipuri de clienți. Există clienții care colecționează poze și cumpără câte una pe model sau există clienți care iau câte 10 pe model, câte 5, câte 7, câte... Mai sunt un stil aparte de cumpărători, cei care iau 3 de un fel, 4 de un fel, 6 de un fel, 8 de un fel, 21, de, niciodată numere rotunde, deci este fantastic. Ok, e amuzant să stai să culegi cărțile poștale de la locul lor, dar e foarte interesant când vezi genul ăsta de clienți și deja îi știu. Sunt clienți care se repetă, ăsta ia câte 3, câte 4, câte 5. Ok, vânzarea e ceva adiacent, e ceva extra, e on top. Contează pasiunea, contează sufletul pe care îl depui. Există, am făcut în perioada asta, am făcut 31 de cărți poștale dedicate statului în casă. Se numește Stay Inside, hashtag Stay Inside, Keep Calm and Wash Your Hands, Watch Bats Documentaries, Pet Your Cat și tot așa. Au avut un succes fantastic. După mine au apărut fel de fel de serii. Taiwanul a făcut World Traveler cu imagini de timbre din țările respective. Deci îmi place să zic despre mine că am fost un deschizător de drumuri în seriile de cărți poștale tipărite într-o țară pentru lumea întreagă. Am colecționari care îmi trimit poze de la ei din casă, au pereții plini de steaguri. Dacă înainte un lucru fantastic era întâlnirea propriu-zisă cu un colecționar din alte părți, a trebuit să ne adaptăm situației și să facem întâlniri virtuale. Am avut câteva întâlniri online în care oamenii, acasă la ei, în spațiul lor fiind, arătau la camera telefonului, uite, asta e colecția mea de cărți poștale. Bat undeva la 10.000 de cărți poștale primite. Încă mă chinui să primesc o carte poștală din Venezuela, unde inflația este fantastic de mare și deja trebuie un tank de timbre pentru francare. Deci, da, este o nișă, dar e o nișă faină. E o nișă care eu unul cred că nu va dispărea. Așa cum nu dispare caligrafia, ca și artă. Ok, există
În momentul de față există atâta aparatură în jurul nostru care de multe ori ne face să uităm să fim oameni. Primesc câte o carte poștală care mă lasă cu gura căscată și sunt povești de viață. Am primit o carte poștală la un moment dat din Statele Unite în care omul îmi spunea că a fost ofițer în armata militară a Statelor Unite pe elicopter și căra echipament, armament în Alaska. Și acum Statele Unite au considerat că el a ajuns la 50 de ani și că nu mai e bun să facă și el era frustrat că trebuie să stea acasă cu nepoții și nu mai poate să-și conducă elicopterul în Alaska. Dacă stăteam să mă gândesc la început unde voi ajunge, probabil că nu mă băgam. Am plecat de la un salariu undeva peste 2000 de euro, eram manager, aveam mașină la scară, aveam de toate. Acum sunt undeva tot pe acolo. Nu sunt mai nici mai jos, nici mai sus. Nu pot să spun că mă dau banii afară din casă, asta este clar, dar mie îmi place ceea ce fac. Pentru a reuși în viață nu e nevoie să fii neapărat în București. Poți să fii și lângă București. Eu, business-ul este locat în Ilfov, în Periș, județul Ilfov. Cu puterea internetului și cu deschiderea uriașă pe care ți-o oferă internetul, poți să ai genul ăsta de business și în Cucuieții din Deal. Va fi mai greu cu logistica în Cucuieții din Deal, dar nu e nimic imposibil. Iarăși, nișa asta poate părea gata, mâine îmi fac și eu. Ok, fă-ți, chiar te încurajez și îți spun tot ceea ce vrei să știi. E greu de făcut. Adică, până nu ai ceva ăla să te mâne în luptă, degeaba îl faci. Ai internetul la un click distanță, caută, informează-te. Niciodată nu o să spună cineva ce să faci tu cu banii. Plecând doar de la ideea strictă de bani, nu o să reușești. Îți trebuie un pic mai mult decât bani. Nu mai știu cine spunea că orice succes în business este 99% transpirație și 1% inspirație sau viceversa. Dar, la fel de bine, un alt cetățean din partea Chinei spunea că dacă ai suficientă răbdare, poți să vezi orice plutind pe apă. Dacă este pasiune, trebuie să insiști. Sigur vei reuși la un moment dat. Dacă nu e pasiune și ai vrea să faci ceva, doar pentru că ai terminat o facultate și ai niște cunoștințe și știi să folosești un calculator, poți să încerci până găsești lucrul care se va potrivi mănușă pentru tine. Am primit asta de la un fan și sunt foarte mândru. O doamnă a cârșetat asta și mi-a trimis-o. A zis pentru tine că îmi place ceea ce faci. Concluzia discuției și ceea ce trebuie să faceți. Urmați-vă visul. Ai un vis, trebuie să-l urmezi. Ai o pasiune. Do it. Îți place să faci karting, fă karting. Îți place să faci mecanic auto, fă. Te pricepi cel mai bine. În momentul în care îți place să faci ceva și pui suflet în ceva, în momentul ăla poți obține rezultate fantastice. Nu imediat, nu te aștepta să se întâmple de azi pe mâine, dar în timp sigur se vor întâmpla. N-ai cum să nu reușești dacă pui suflet și pasiune în ceea ce faci.